Bună seara și bine ați venit la Clake TV! Lituania își schimbă modul de gândire și interzice avortul. În timp ce în Germania, demonstranții pașnici la marșul Da pentru viață, pentru o Europa fără avorturi și eutanasie, au fost expuși masivelor deranjamente prin extremiștii de stânga. În Lituania bate un alt vânt. Parlamentul lituan a pus la cale o lege nouă prin care se interzic avorturile. Excepții pot fi făcute doar în cazuri de viol, incest și dacă sănătatea mamei este în pericol. Până acum în Lituania au fost posibile avorturile fără restricții, după exemplul Occidentului, în primele 12 săptămâni de sarcină. Această lege va aprecia din nou, după citirea a doua și adoptarea prin Parlament, dreptul la viață al copiilor nenăscuți. Gândirea nouă a fost declanșată de legislatori când au recunoscut conexiunea între avort și scăderea persistentă a populației cu problemele care rezultă din asta, ca lipsa de pensie de bătrânețe precum și a generației noi calificate. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou.